Iubistele spectatori, numele meu este Radu Mariș și sunt realizatorul emisiunii În lumina Cuvântului. Este prima emisiune care se realizează în studioul Credo TV din Oradea și în cadrul acestei emisiuni ne propunem să parcurgem cărți din Noul Testament care să arate semnificația. Cuvântului lui Dumnezeu și modul în care El se aplică la viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Pentru început, ne vom opri atenția asupra unei cărți foarte frumoase din Noul Testament, Epistola către Filipeni, care este o epistolă foarte personală a Apostolului Pavel. Găsim foarte mult material legat de viața Lui în cadrul acestei scrieri. Este o epistolă foarte practică pentru că abordează lucruri cu care noi ne întâlnim în viață de fiecare zi și, de asemenea, este o carte foarte pozitivă. Numai puțin de 17 ori apare cuvântul bucurie, ceea ce a determinat pe mulți dintre comentatorii Sfintelor Scripturi să o numească o carte a bucuriei. La prima emisiune în cadrul acestui generic, în lumina cuvântului, l-am invitat pe pastorul Iosif Berce, care este împreună cu noi în studio și vreau să-i spun bun venit la emisiune. Vă mulțumesc, frate Radu, de invitație. Mă bucur să pot sluji domnului și telespectatorilor noștri care ne vor urmări. Domnul să-i binecuvânteze. Uh, spunem un amin din toată inima pentru toți cei care ne urmăresc și de asemenea pentru această lucrare care este la început, uh, cel puțin aici în Oradea, în uh, a înregistra aceste emisiuni, uh, emisiuni pe care ne rugăm ca să ajungă la inima și mintea tuturor celor care ne urmăresc, celor care ne ascultă și celor care uh, vizionează emisiunile acestea. Spuneam că ne propunem să ne oprim atenția asupra unei cărți din Noul Testament foarte frumoasă, Epistola către Filipeni. Și bineînțeles vom începe cu primul capitol, înainte de a discuta principii și subiecte prinse în acest capitol, este foarte important să ne reamintim conținutul pasajului la care ne vom opri în cadrul acestei emisiuni. Pentru început voi citi primele 11 versete care vor constitui pasajul de bază asupra, cărora, asupra căruia vom discuta și vom căuta să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care spune așa, Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos către toți sfinții în Hristos Isus, care sunt în Filip împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tăi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași acelui har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Isus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plini de rodul neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amen. Acesta este pasajul pe care l-am citit și asupra căruia ne vom opri în a discuta în cadrul acestei misiuni ce mi se pare interesant că Apostolul Pavel începe mai întâi cu subiectul legat de oameni. Înainte de a dezbate alte lucruri din cadrul acestei epistole, Apostolul Pavel ține să arate, să ne arate nouă, celor care citim la peste 2000 de ani distanță de momentul acela că el a avut o relație specială, o relație deosebită cu cei care au constituit biserica din Filipi. Și în cadrul acestei emisiuni, așa cum era cuvântul citit, ne propunem să observăm secretele care pot conduce la o relație binecuvântată între oameni sau acele principii care pot să ducă la relații cu oamenii care să ne aducă bucurie. Dacă relațiile sunt bune în viață, te bucuri de ce ai. Iar dacă relațiile sunt foarte rele, oricât ai avea material, oricine ai fi din punct de vedere social, viața aceea nu poate fi numită o viață trăită la maxim, o viață împlinită și o viață fericită. Cred că înainte de a avea relații bune cu oamenii, cu frații, cu cei din comunitate, relații de durată. Cred că un credincios ar trebui, în primul rând, să aibă o relație corectă cu Dumnezeu pe verticală. Nu cred că cineva poate avea o relație corectă cu oamenii, de durată, dacă ignoră relația lui pe verticală cu Dumnezeu. Cred că la baza relației Apostolului Pavel cu cei din Filipe și nu numai stătea în primul rând relația lui cu Dumnezeu. Asta reiese oarecum și din primele trei versete ale epistolei pe care vreau să le și citesc. Versetul 2, spre exemplu, și versetul 3. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Deci, relația Apostolului Pavel cu cei din Filipi, în primul rând, era bazată pe relația lui personală cu Dumnezeu. Cred că relația sau secretul unei relații care aduce bucurie, de asemenea, este relația pe verticală cu Dumnezeu. Oarecum, într-un gând final acestei prime sublinieri, ca să ai o relație bună pe orizontală, trebuie să ai o relație bună pe verticală. Dumnezeu este temelia tuturor relațiilor. Pornind de la premiza că există o relație corectă cu Dumnezeu, a celor două persoane, cel puțin avute în vedere, este posibil ca o persoană să aibă o relație corectă cu Dumnezeu și totuși să aibă dificultăți în a avea relații potrivite cu cei din familie, cu cei din biserică, cu cei care îi sunt vecini și așa mai departe? Eu cred că în relația pe orizontală scârție, ca să folosesc așa un termen destul de popular, popular cred că Problema de fond este relația pe verticală. A fost oarecum scurcircuitată de ceva în viața personală. Eu cred că poți avea relații omenești firești cu oamenii, însă, fără o relație corectă cu Dumnezeu, relațiile cu oamenii nu pot fi de durată. În versetul 3. Apostolul Pavel spune așa, mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. Foarte interesant modul în care uh, Apostolul Pavel începe prin a-i aprecia pe oameni. El subliniază faptul că își aduce aminte, uh, nu își aduce aminte orice și este selectiv în modul în care își rememorează. Uh, anumite momente trăite acolo la Filip. Cât de mult înseamnă într-o relație capacitatea de a ști să-i apreciezi pe oameni și de a fi selectiv atunci când este vorba să-ți aduci aminte anumite lucruri? Cred că aș împărți uh, mesajul legat de problema aceasta a relației interfrățești. În primul rând, iată, oferind baza relației, relația cu Dumnezeu sau temelia relației. Apoi putem vorbi despre practica relației interfrățești. Una din practicile de care trebuie să ținem cont sau de secretele relației interfrățești este de a aprecia ce este bun în oameni. Asta este pentru mine o practică a relației frățești. Pare interesant că deși Pavel știa că în biserica din Filipe a apărut o problemă între cele două surori pe care le menționează în capitolul 4, versetul 2, respectiv Evodia și Sintichia, el începe prin a-i aprecia pe toți, fără excepții. Asta denotă că Pavel îi aprecia, aprecia ce era bun în ei. În versetul 8 el spune, vă iubesc pe toți. Este iarăși o indicație a faptului că Pavel se adresează tuturor celor din Filipi. Mi-a rămas în minte, pregătindu-mă pentru emisiunea aceasta, o vorba unui pastor american, Richard Dobbins, în urmă cu aproximativ 10 ani a vizitat România și am avut o conferință în Oradea cu mai mulți păstori ne vorbea despre relațiile din viața de familie și nu numai. Și ne-a făcut următoare recomandare păstorilor: să privim pe cei din comunitatea noastră ca pe niște oameni. Ce înseamnă asta pentru el? Și ne-a dus un exemplu în față. În momentul în care Isus l-a vindecat pe orbul din Betsaida. l-a scos afară din sat, apoi a luat pământ de jos l-a înmăiat cu saliva și a uns ochii și l-a întrebat ce vezi? Și l-a spus, văd niște oameni ca și niște copaci. Și pastorul Richard Dobbins uh, ne îndemna să-i privim pe oameni ca oameni. Să nu avem așteptări de la oameni ca și cum ar fi îngeri. Asta înseamnă aprecia aspectele pozitive din viața lor. Bineînțeles că felul acesta de a Privi oamenii, de a vedea ce este bun la ei, nu înseamnă a ignora slăbiciunile, nu înseamnă a justifica slăbiciunile oamenilor. Pentru că prin faptul că Apostolul Pavel scoate în evidență uh, problema apărută în Filip dintre cele două surori, înseamnă că el nu justifica o astfel de atitudine. Deci, în primul rând, uh, cred că este important să uh, îi privim pe oameni ca oameni să nu avem așteptări utopice de la oameni. Pe de altă parte, nu doar ai privi pe oameni ca oameni și aprecia ce este bun în viața lor, uh, sociologii au ajuns la concluzia următoare, că un om normal la o critică care este adresată are nevoie de patru cuvinte de încurajare ca în timp să nu-și piardă mințile. Prin urmare, este foarte important să-i apreciem pe oameni. Uneori s-a crezut în rândul credincioșilor că a aprecia pe oameni este un fel de păcat de moarte. Frate, de ce nu vreau să-l apreciez ca nu cumva să se îngânfe, ca nu cumva să-i crească pene, ari, 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 ari. Ari, Da. Și am asociat oarecum aprecierea cu un fel de păcat. Mai eu nu vorbesc despre a-i flata pe oameni. Dumnezeu nu flatează oamenii. Diavolul o poate face și o face adesea. Dar cred că este important să îi apreciem, să îi încurajăm pe oameni. Ce mi se pare interesant este că prima vizită pe care a făcut-o Pavel la Filip n-a fost o experiență foarte pozitivă în ceea ce el a experimentat. E adevărat că Dumnezeu în final și-a împlinit planul și a fost un început de lucrare acolo în Filip, dar prima sa călătorie la Filip a însemnat bătaie, a însemnat închisoare, a însemnat bagiocoră și omenește vorbind, putea să spun Apostolul Pavel, nu este tocmai o experiență de care să vrei să-ți aduci aminte. Acum, într-o viață de om se adună experiențe și rele și bune. Și fiecare dintre noi, cum, spuneam, cum spuneai, suntem oameni, avem momente când arătăm latura frumoasă a umanității din noi, dar există și momente în care arătăm latura mai puțin frumoasă, acea parte întunecată a lunii, dacă pot să mă folosesc de exprimarea aceasta. Însă, cred că depinde de noi să fim selectivi. Ce ne aducem aminte referitor la oameni? Sunt persoane care spun cu tare sau cu tare mi-a făcut așa de mult rău, m-a vorbit de rău, uite ce mi s-a întâmplat în urmă cu ani și ani de zile, și îi spui, dar de ce nu treci peste momentul acesta? Și unii spun, nu pot, nu pot, nu pot sau nu vreau. Cred că în viața unui om regenerat, un om născut din nou, a nu putea ierta. Uh, nu cred că este o problemă. Cred că un om regenerat, născut din nou, ar trebui să poată ierta, să poată să treacă peste amintirile trecutului. Cei care sunt născuți din nou și spun că nu pot, de fapt, ei nu vreau. Ei nu vreau. Sau, dacă nu pot, s-ar putea să nu fie născuți din nou. Apostolul Pavel spune, dacă este cineva în Hristos, este o fătură nouă. Toate cele vechi s-au dus și iată că toate sunt noi. Pe de altă parte, problema iertării ar trebui să fie oarecum determinată în viața noastră și de faptul că Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Deci trebuie să putem ierta. Deci, în ultimă instanță, este alegerea noastră ce ne aducem aminte? Evident, evident. evident. Uh... Este un proverb în cartea lui Solomon Proverbe care spune că cel care pomenește mereu o greșeală dezbină cei mai buni prieteni. Deci omul care în mod voluntar își selectează doar negativele din viață, omul acela în final va avea parte de relații dezbinate. Uh, îmi vine în minte un exemplu interesant referitor la modul în care putem lăsa experiențele negative ale vieții să fie transformate de puterea lui Dumnezeu. De exemplu, când faci o fotografie, înainte să apară aparatura asta mai sofisticată, erau filmele și acele filme erau negativele care le duce la developat. Nu mă pricep la tehnica folosită pentru a realiza fotografia, dar am înțeles că printr-un anumit orificiu trecea o lumină prin negative și în felul acesta se imprima imaginea pe hârtie. Deci când aduci negativul sub lumină, rezultă ceva pozitiv. Și cred că ideea este foarte utilă și practică în viață de credință. Noi avem multe negative în viață, se întâmplă multe lucruri dincolo de controlul nostru. Dar dacă le aducem sub lumina lui Dumnezeu, Dumnezeu ia negativul vieții și face o fotografie frumoasă. De fapt, cred că acesta e modul, să spun, clasic de a lucra lui Dumnezeu. Să mă explic. Nu mi se pare deloc ciudat faptul că în Evrei, capitolul 11, sunt trecuți parte din eroii credinței. Dacă citim cu atenție Evrei capitolul 11, este foarte evident faptul că cel care l-a inspirat pe autor să scrie epistola aceasta a fost Duhul Sfânt. Când Dumnezeu l-a inspirat prin Duhul Sfânt pe autor să scrie Evrei capitolul 11, n-a scris nimic din negativele e eroilor credinței. Eroilor credinței. Practic, Evrei 11 poate fi un numit într-un fel, un fel de album al lui Dumnezeu cu sfinți. Dumnezeu a găsit cu cale să nu scrie nimic din falimentele lui Avram acolo, ale Sarei, a lui Moise, a lui David, a lui Samson și așa mai departe. A nu ne aduce aminte de trecutul oamenilor și a ierta trecutul este... Uh... alegerea noastră. Alegerea noastră și Dumnezeu ne învață asta. Apostolul Pavel când își aduce aminte de frații din Filip, un lucru de care el își aduce aminte este loialitatea lor. Versetul 5 uh... Pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. El alege să-și aducă aminte de faptul că cei din Filip i-au fost loiali lui, dar dincolo de Apostolul Pavel, au fost loiali lui Dumnezeu. Cred că e important în viață să fim apreciativi cu cei care sunt credincioși: soția, familia, copiii, să apreciem loialitatea celor care au stat lângă noi. Așa este. Nu numai să apreciem loialitatea celor care ne-au fost credincioși. Cred că apostolul Pavel era capabil și a demonstrat-o și în alte uh, epistole, chiar să fie aproape de cei care l-au rănit. Noi suntem chemați să îi apreciem nu doar pe cei care ne vorbesc de bine sau ne-au fost credincioși, ne sunt aproape, ci chiar să facem bine celor care nu ne fac bine. Am vorbit până acum de cât de importantă este aprecierea în relații. Și probabil că cel mai important este observat lucrul ăsta în familie. După momentul acesta în care Apostolul Pavel își aduce aminte de lucruri frumoase, de loialitatea lor față de Evanghelie, trece la un alt palier și el vorbește despre faptul că în fiecare. În fiecare rugăciune a lui, frații din Filip sunt aduși în fața lui Dumnezeu. Că el se roagă pentru ei. Dincolo de faptul că sunt cuvinte frumoase și cred că oricare dintre noi ne-am simțit bine să știm că cineva ne spune că se roagă pentru noi. Nu doar că ne spune, că și face, că e ușor să spui mă rog pentru tine, dar așa ca o formă de politețe când Pavel spune în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, el spune o realitate. Dar întrebarea mea este ce rol joacă rugăciunea în a avea relații sănătoase? Cât de importantă este rugăciunea pentru a avea succes în relații? Sau totul se rezumă la felul în care un om să știe descurca cu oamenii din jurul lui, fără a implica latura aceasta uh, spirituală în relația respectivă. A doua practică, deci, a relației interfrățești menționată de Apostolul Pavel, pe lângă prima deja menționată și discutată, cea de a aprecia pe oameni, este evident rugăciunea. Rugăciunea are un rol uh, semnificativ în uh, uh, problema relațiilor uh, interfrățești. Apostolul Pavel se ruga pentru cei din Filip și spune chiar el se ruga cu bucurie. Mi-aduc aminte, de ce am citit despre practica aceasta rugăciunii, raportându-o la aspectul relației. Cel mai bun mod de a-i influența, influența pe oameni înspre Dumnezeu este să stai de vorbă cu Dumnezeu despre ei. Deci rugăciunea are un rol important. Sau, cum spunea cineva, înainte să le vorbești oamenilor despre Dumnezeu, vorbește lui Dumnezeu despre oameni. Așa, vorbește lui Dumnezeu despre oameni. Cred că rugându-te lui Dumnezeu sau stând de vorbă cu Dumnezeu despre oameni, despre cei din Biserică, despre cei din familia lărgită sau chiar familia personală. Rugăciunea îi poate ajuta să se schimbe, să se ridice. Poate ajuta să fie edificat, să fie întăriți în credință. Pavel spunea în epistola aceasta, în versetul 4, eu vă port în rugăciunile mele și o fac cu bucurie. Pavel nu doar că îi purta în rugăciune, el spunea, mă rog, pentru voi toți, îmi imaginez că Pavel îi cunoștea pe toți cu numele. Îi avea în mintea lui. Apoi spunea Uh, vă port în inima mea, vă iubesc pe toți cu o dragoste uh, nespusă. Aș vrea să-l citesc pe un autor de carte creștină, Cameron Thomas spunea uh, despre rolul rugăciunii pentru frații de credință. Și mi s-a părut foarte interesant modul în care el a pus problema aceasta. Trebuie să ne rugăm mai mult, spunea el, pentru întărirea în credința fraților decât pentru convertirea celor nemântuiți. Pare paradoxal. Paradoxal. Care era motivația acestei afirmații? El spunea, odată ce frații sunt întăriți în Cuvânt, în credință, ei îi vor aduce pe alții la Hristos. De vreme ce frații, sau în cazul în care frații sunt slabi în credință și au probleme de relație, ei nu sunt capabili se aducă pe alții la Hristos. Nu sunt o mărturie, nu sunt o lumină. Deci dau dreptate acestui om al lui Dumnezeu că este mai important a ne ruga pentru frați decât a încerca să convertim oamenii. Frații întăriți în credință vor fi o epistolă vie pentru cei din jur. Este ca și cum mai pune căruța înaintea boilor. Uh, mi se pare de asemenea interesant că Isus a stat de vorbă cu Petru și i-a spus lui Petru, atenționându-l, Petru e satana cerut să vă cearnă cum se cerne greu. Și m-am mirat citind o dată, de două de trei ori, că Isus i-a spus lui Petru, Petre, eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Eu m-am întrebat de ce Isus N-ar fi putut porunci ispitelor să nu se apropie de Petru. Deci n-ar fi putut porunci împrejurărilor să nu-l atace pe Petru. Isus a ales să se roage pentru Petru. Și era Fiul lui Dumnezeu și este. Deci rugăciunea are un rol foarte important în viața credincioșilor în ce privește relațiile interfrățești. Uneori în relație există foarte multă frustrare pentru că nu sunt ascultate cuvintele. Mă refer, copiii sunt învățați, sfătuiți de către părinți și nu li se iau în considerare sfaturile. Nu pentru că n-ar fi bune, ci pentru că inima copiilor nu întotdeauna rezonează. E pe aceeași lungime de undă cu a părinților și nu pricep. Există momente în care copiii nu pricep buna intenția părinților. Sau un alt exemplu, s-ar putea ca în familie să avem pe cineva care nu îl cunoaște pe Domnul și nu e o persoană născută din nou. Și îi spui și îl înveți și îl chem la Domnul, îi arați din Biblie. Și la un moment dat omul poate să se închidă în inima lui și să spună nu vreau să mai vorbești nimic. Ce putem face în momentul în care cuvintele falimentează? Este rugăciunea o soluție? Rugăciunea este o soluție. Mi-aș permite să spun o experiență personală. Am crescut într-o familie numeroasă. Suntem nouă frați și trei surori. O perioadă după ce m-am căsătorit, am locuit în Basarab de Constanță. Eram student la Institutul Teologic Benecostal. În fiecare vară veneam cu soția. Și copilul, băiatul cel mare, care atunci avea câțiva ani și ori acasă aici, în Oranea. În rugăciunea noastră, una din priorități era unul din frații mei care nu era botezat. Mi-a căzut în mână o carte despre rugăciune scrisă de pastorul baptist Liviu Olah. Și am citit în cartea aceasta o experiență acestui frate pe care eu mi-am însușit împreună cu soția. Și el vorbea în cartea aceasta despre uh, momentul acela din scriptură în care Iosua cu națiunea Israel a înconjurat cetatea Erihon, prima mare fortăreață, timp de șase zile odată, a șaptea zi de șapte ori. Și el spunea că, practica aceasta ar putea fi un model de rugăciune pentru noi, dacă vrem ca în viața celor din jur să cadă zidurile să fie rupte legăturile. Am trăit următoare experiență. Înainte de a veni acasă într-o vacanță de vară împreună cu soția, asta când eram uh, anul 4, exact o săptămână înainte, m-am angajat cu soția în fiecare zi să ne rugăm pentru fratele meu, unul dintre cei Ne-am rugat prima zi o a doua zi, din nou, a treia zi, a patra zi. A cincea zi a, șasea zi, a șasea zi, a șaptea zi eram pe drum. Țin minte că ne-am rugat dimineața, ne-am rugat pe drum. Probabil ne-am luat mai mult de șapte ori pentru în ziua respectivă. Îmi doream să ajung acasă să-l întâlnesc. Interesant a fost faptul că în seara în care eu am ajuns acasă, acasă, el era la bufetul din sat se pierise. Am fost atât de dezamăgit înăuntru meu, însă dezamăgirea aceasta, durerea aceasta, avea să fie transformată în bucuria a doua zi dimineața. Eu eram la biserică, soția rămăsese acasă cu copilul, era obosiți după drum, și fratele, unii de cei, sau cel la care fac referire, tocmai ce venise în casă, s-au salutat cu soția și Soția l a întrebat ce faci, rostindu-i numele. Și primul cuvânt pe care l-a rostit fratele meu atunci a fost Mariana, m-am hotărât să mă pocăiesc. Și soția a început să plângă. Și a spus toată istoria noastră din ultima săptămână. Vreau să spun ceva de respectatorilor. Era o evanghelizare în uh, uh, Sălaj, respectiv în Zalău, chiar în Zalău. Și am folosit experiența aceasta de viață. Ce privește rugăciune și ce oamenilor la Dumnezeu. Au trecut 5 ani de la acea vizită în sală. Când într-o zi o tânără îmi scrie un mesaj pe e-mail, pe poșta electronică și îmi spune că a aplicat acest model de rugăciune pentru tatăl ei. Și a fost surprins într-o zi, tatăl niciodată n-avea timp să stea de vorbă cu ea. Într-o zi tatăl a chemat-o la cofetărie să mănânce o prăjitură împreună. Și tatăl i-a început să frecventeze biserica. Deci rugăciunea are un rol foarte important. Probabil că noi nu putem explica în cuvinte ce efect are rugăciunea în problema relațiilor interfrățești. M-aș adresa în mod special telespectatorilor referitor la rugăciune dacă vedeți că cuvintele nu sunt ascultate, insistați mai mult pe rugăciune. Oamenii se pot împotrivi cuvintelor, dar nu se pot împotrivi rugăciunii, pentru că rugăciunea este ascultată de Dumnezeu. Și vreau să spun că acest frate a fost unul dintre candidați la primul botez pe care l-am oficiat în biserica în care slujesc în Alești, județul Bihor. A fost o experiență, mine, frumoasă. o experiență frumoasă de viață. Uh, timpul uh, își face cursul lui. Sunt convins că, referitor la apreciere și la rugăciune, încă se mai pot spune lucruri frumoase din cuvântul Domnului, dar uh, ne mai rămâne ceva neacoperit încă din pasaj și nu aș vrea să nu reușim să acoperim cel puțin în parte. Aceste cuvinte sau aceste principii. În versetul 6 spune Apostolul Pavel așa: Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, o va ispărvi până în ziua lui Isus Hristos. Este conștient că ei au început un drum spiritual. Pocăința nu este punctul culminant sau convertirea, nu este punctul culminant din viața unui om, ci este doar începutul unei călătorii care durează toată viața. Însă, ce îmi place foarte mult este faptul că uh, îl vede pe Dumnezeu uh, nu doar un bun începător, ci îl vede pe Dumnezeu ca fiind acela care duce la bun sfârșit tot ce el începe. Dar, de la început și până la final există timp, există multe slăbiciuni, înfrângeri și înseamnă, înseamnă multă răbdare. Ca să vezi cum Dumnezeu lucrează în viața unei persoane, înseamnă să nu te uiți în primul rând la trecutul oamenilor și să fii cu ochii îndreptați la viitor și să crezi că Dumnezeu poate schimba oamenii. E adevărat, în versetul 6, Apostolul Pavel spune, citesc, Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Pavel era încredințat de asta. Pe de altă parte, Pavel a avut răbdare în procesul creșterilor uh, spirituale. Cred că este important să spun următorul lucru legat de răbdare pe care trebuie să o avem cu cei de lângă noi. Este ciudat faptul că adesea noi uităm procesul creșterii sau maturizării noastre uh, spirituale și nu mai avem aceeași răbdare cu cei de lângă noi. Prin asta, noi uităm uh, procesul creșterii noastre și al maturizării prin faptul că nu avem răbdare cu ei. Aș vrea să exemplific. Iisus înviase din morți. S-a arătat Marie la mormânt, femeii acesteia, și a s-a dus să spună ucenicilor. Biblia spune că ucenicii n-au crezut. Apoi Iisus le s-a arătat celor 10. De la prima întâlnire elipsise Toma. După ce Iisus li s-a arătat, ucenicii au crezut, mai puțin Toma la a doua întâlnire, Toma era prezent. Ucenicii s-au năpustit asupra lui. Și au spus, Toma, tu de ce nu crezi? Că noi am crezut, noi l-am văzut. Ei uitase de fapt că nici ei nu crezuseră spusele femei. Cred că ar trebui, este important să avem răbdare cu cei de lângă noi, cu cei care n-au ajuns la nivelul la care suntem probabil, să avem răbdare în procesul creșterii și al dezvoltării lor. Cu siguranță unii se maturizează mai repede, alții mai târziu, însă mie îmi place modul în care Apostolul Pavel se exprimă și spune sunt încredințat, pentru mine este o certitudine, ar vrea să spun Apostolul, că Dumnezeu poate schimba personalitatea, felul de a fi al unui om. Uneori noi avem tendința să spunem uh, omul ăsta nu se va schimba niciodată. Uh, este atât de împietrit, este atât de legat, uh, este atât de încăpățânat în felul în care el se poartă. Nu se poate face nimic. Nu odată Dumnezeu m-a surprins arătându-mi că el schimbă oameni pe care eu nu mă gândeam că îi va schimba. Că mântuiește oameni pe care eu credeam că este aproape imposibil de a fi mântuiți. Nu odată, ci de multe ori, însă timpul nu ne permite. Cred că sunt cel puțin trei uh, sau patru factori care pot duce la creșterea și dezvoltarea celor din jur. În primul rând este Hristos. Sunt în credința, spune Pavel, că acela care a început în voi este Hristos. Al doilea, este, al doilea factor este empatia. Pavel uh, simțea cu cei uh, din Filipii. Apoi, este timpul, cum spune spuneai. Noi toți ne-am dezvoltat, am crescut în timp. Și în ultimul rând, Pavel îi ajută pe cei din Filipis să dezvolte obiceiuri bune care duc la creștere prezentate în versetul 9. El spune, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Era o întâmplare pe care am citit-o mai mulți ani în urmă cu iz de umor în ea, dar cu învățătură cineva ar fi mers undeva într-o localitate, undeva la țară și ar fi întrebat un om bătrân câți oameni mari s-au născut în localitatea respectivă. Și omul păstrat puțin tăcerea, s-a uitat la el, l-a măsurat așa din picioare până în creștetul capului și zice, la noi în sat nu s-a născut niciun om mare. La noi toți s-au născut copii și au crescut oameni mari. Foarte evident. Asta pentru a sublinia necesitatea unui timp de dezvoltare și necesitatea răbdării în relațiile cu oamenii. Înainte de a pune punct acestei prime emisiuni sub genericul în lumina cuvântului, aș mai insista pe un aspect menționat de Apostolul Pavel în contextul bisericii din Filip, dar cu legătură directă în ce privește buna relație pe care a avut-o cu frații de acolo din Filip. Din ceea ce noi putem citi, se observă faptul că între el și frații din Filip a existat o relație foarte bună. Iată, o relație clădită pe apreciere, clădită pe rugăciune și clădită pe răbdare. Dar el spune încă un alt element care îl putem numi un ingredient al relațiilor frumoase din viață. Este drept versetul 7 să gândesc astfel despre voi fiindcă vă port în inima mea. Legat cu versetul 8 care spune căci martorul este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Isus Hristos. Deci dragoste dar spune o dragoste în care eu vă port în inimă? Poate fi și altfel de dragoste. Cred că specialitatea omului. Este sau fiecare dintre noi, este deci aceea de a iubi. Uh, cu mintea sau cu buzele cu vorba. Există o mare diferență între a iubi pe cineva cu mintea, cu buzele sau a-l iubi cu inima. Postul Pavel iubea pe cei din Filipi cu inima. Ca să argumentez sau ca să dezvolt oarecum practica aceasta relației ultima subliniată în această emisiune, aș vrea să citesc din Psalmul 51, versetul 12 și 13, un cuvânt pe care David îl spune. Sprijinește-mă un duc de bunăvoință, atunci voi învăța legile tale pe cei ce le calcă, și păcătoșii se vor întoarce la tine. Ce vreau să subliniez cu acest verset? Este important pe cei din jurul nostru să-i iubim și să-i judecăm cu inima. Este important pe noi să ne iubim și să ne judecăm cu mintea. Adică să fim mai aspri cu noi decât cu ceilalți oamenii să avem răbdare să iubim cu inima. Oricum tendința este să facem invers. Tendința este uh, pe copii altora să-i judecăm cu mintea și pe ei noștri cu inima. În ce mă privește încerc uh, cu toată inima mea pe cei din jur, pe copiii fraților din biserică să iubesc cu inima. Cu ai mei sunt puțin mai uh, intransigent dacă pot să folosesc cuvântul. Uh, mă gândeam dacă sunt persoane despre care nu putem spune că îi purtăm în inimă, mă tem că ne vor sta pe nervi. Uh, unde e mai ușor să-i ții pe oameni? În inimă sau pe nervi? Sau să stea pe nervi? Eu cred că e mult mai ușor să-i porți în inimă. Să-i porți în inimă, să iubești cu inima pe oameni. Un... Uh, slujitor adevărat trebuie să poată iubi frații și semenii cu inima. M mă gândesc la cel puțin aceste patru elemente pe care noi le-am uh, menționat și le-am parcurs până aici. Apreciere, rugăciune, răbdare, dragoste. Uh, putem spune că e un fel de crescendo? Cred că da. M începem prin a-i aprecia pe oameni. Uh, ne rugăm pentru ei când te rogi pentru oamenii, ai mai multă răbdare cu ei. E, e, e greu să ai răbdare cu cineva dacă nu-l apreciezi și nu te rogi pentru el. Și când uh, apreciezi, te rogi, ai răbdare, uh, mă gândesc, dragostea nu e o consecință a celor trei. ba da. Pe de altă parte, a iubi cu inima înseamnă a iubi necondiționat. A iubi cu minte înseamnă a iubi în funcție de performanțele celui de lângă tine. A iubi dacă a iubi cu inima, înseamnă a iubi chiar dacă. Suntem la finalul acestei prime emisiuni, cum spuneam, sub genericul În lumina cuvântului și vreau să îți mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru tot ce ne-ai împărtășit, nu doar din pregătire, din analiza textului, cât și din experiența personală, experiența de familie pe marginea acestui subiect, și dorința mea pentru, pentru toți este să avem relații care să ne aducă bucurie. Amen. În finalul acestei emisiuni doresc tuturor telespectatorilor să aibă relații de felul acesta, care să fie o sursă de bucurie și nu o sursă de stres. Dar asta înseamnă să apreciem oamenii, asta înseamnă să ne rugăm pentru ei să avem răbdare și să iubim din inimă. Permiteți-mi să închei punând aceste afirmații sub formă de întrebare, sub formă de întrebări. Este cineva pe care ar trebui să-l apreciez? Este cineva pentru care nu te-ai rugat de multă vreme? Cu cine ar trebui să ai mai multă răbdare? Și în cele din urmă, pe cine ar trebui să iubești din inimă? Până la următoarea întâlnire, de săptămâna următoare, la aceeași oră, realizatorul acestei emisiuni, Radu Mariș, vă dorește să aveți parte de asemenea relații care să fie o sursă de bucurie pentru dumneavoastră.